afară de doamnă, bineînțeles, și de muzică, mai ai o pasiune, fetița. Da. Ce face Alessia? Alessia e bine cu școala, ne pregătim în vară să ne luăm buletinul. Da, trec ani și trec frumos pe de-o parte, pe de altă parte nu știu când au trecut atât de repede, că eu știu mai mică, în parc, ne jucam noi frumos. Se pregătește și ea se apropie foarte mult de muzică. Îi place foarte mult și s-a decis. Vrea să facă asta cu toată ființa ei, dans și muzică. Și eu sunt aici să o ajut, cel puțin ca manager, nu știu, la un moment dat trebuie să aibă cineva grijă de ea. Deci o să fii managerul ei până la urmă. O să trebuiască să fiu și managerul ei. Okay. Și Elena, evident, adică trebuie să fim acolo, în spate. Doar că, na, hai să vedem, școală mai întâi și după aia pasiuni, așa m-a învățat și pe mine mama. Deci ea nu are treabă cu a apărea, uite cum e Elena, spre exemplu, ea e ok cu asta? Nu, ea e ok cu asta, e destul de prăpăstioasă, este perfecționistă, dacă nu iese cum trebuie, parcă nu vrea să apară, că nu e bine, ce zice lumea, încă e micuță, încă trece prin etapele astea, dar pun-o pe scenă și gata. Eu o întrebare mai am. Crezi că va fi presiunea la mai mare la ea, tocmai că tu ești cine ești, că tu ești implicat în muzică și în dans? O să fie la un moment dat niște hopuri și o să fie din partea oamenilor atât răuvoitori cât și binevoitori. Aștept să văd cum va administra ea treaba asta. Este destul de matură și destul de și inteligentă, îi merge mintea, seamănă cu taxul din multe puncte de vedere, frumoasă ca măsa, n-am ce zice, și cred că se va descurca. Dacă nu se va descurca, își va lua lecțiile și va învăța.